cumpărat anul trecut, în plină criză, 13 mașini Škoda care le-au revenit adjuncțelor dumneavoastră și a spus că... Câtă relevanță este cu proiectul de lege care este discutat astăzi? Cred că are. Pentru proiectul de lege spune că procurorii trebuie să fie dotați corespunzător, trebuie să existe capacități corespunzătoare și bugetul, dacă permite, aceste lucruri trebuie să se realizeze.